În sala Sfântul Iosif, mărturisitorul din incinta Catedralei Episcopale Sfânta Treime din Baia Mare, a avut loc astăzi prima ediție a concursului de interpretare muzicală bizantină Ziua Învierii. La competiție au participat elevi seminariști, studenți sau absolvenți de teologie, dar și simpli iubitori de muzică bisericească cu vârsta cuprinsă între 15 și 35 de ani. Ne-am bucurat cu toții de acest eveniment, de acest început și a fost o prezență de lăudat, laudativă la adresa celor care s-au înscris și au participat și o mare bucurie și un început frumos care sperăm să aducă bucurie și interes din partea celor care urmăresc muzica în general și muzica psaltică în special. Dacă muzica în general se adresează minții, muzica psaltică se adresează în special inimii. Concurenții au interpretat o partitură impusă, Ziua Învierii pe glasul 5 de Ioan Popescu Pasărea și alte două partituri la alegere, respectiv un tropar și un condac, ambele în tact irmologic. Și așa să strigăm, Hristos a înviat din morți, cum moartea pe moarte, că în acest concurs dorim să promovăm muzica bizantină și aici în zona Maramureșului, în special în Episcopia Maramureșului și a Satmarului. Concurenții care au participat la concurs vor fi premiați în Catedrala Episcopală de către Preasfințitul Părinte Vincenț Ghetianul în Duminica Rusaliilor cu ocazia Hramului Catedralei Episcopale Sfânta Treime din Baia Mare. În urma jurizării au fost oferite mai multe premii. Marele premiu a fost oferit lui Teodor Malanca, premiul întâi diaconului Ionuț Pleș, premiul al doilea lui Dorin Oșan, iar premiul al treilea lui Iulian Scripciuc.